Chiar și la începutul lunii ianuarie, iarna îi poate surprinde pe unii drumari. Așa se face că ninsorile din ultima perioadă le-au făcut zile grele celor de la SC Salubritate Craiova SRL, cei care trebuia să se ocupe de dezăpezirea municipiului Craiova. Locuitorii cartierelor mărginașe au fost nevoiți să se descurce cum au putut, pentru că niciun utilaj nu a fost trimis pe străzile acoperite de zăpadă. Cartierele mărginașe din municipiu au fost lăsate la o parte de drumarii de la Salubritate Craiova, astfel că nici partea carosabilă, nici trotuarele nu au fost curățate. Craiovenii au fost nevoiți să se descurce cum au putut. Cum se circulă pe trotuar? E dezăpezit? Greu. De ce e greu? Pentru că nu e dezăpezit. Greu anevoios. Este dezăpezit, nu este dezăpezit? Nu este. De ce mașină și face prostie? Cum o vedeți? Ce-a dat lumea cu lopata? Așa nu a venit niciun utilaj, nu a venit nimeni? Nu, n-a trecut niciun utilaj. Reprezentanții Societății Salubritate Craiova susțin că așa prevede planul de dezăpezire. Așa prevede planul nostru de dezăpezire, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții optime și ulterior, abia pe străzile din secundare din cartiere. SC Salubritate Craiova SRL a fost sancționat cu amendă de biroul Poliției Rutiere Craiova pentru că a trimis cu întârziere utilajele pentru degajarea zăpezii de pe străzile Ștefan cel Mare, Poetului, Pietății și Șerban Vodă.